Bună dimineața, român de pretutindeni! Începem o nouă zi în domeniul muncii. Vorbesc mai încet pentru că deasupra oamenii lucrează, sunt în casa unui prieten și am venit să continuăm această lucrare. Vedeți scările de lângă mine pe care le-am instalat alături de prietenul meu. Încă nu sunt gata, deoarece astăzi trebuie să facem o altă operațiune. Am să iau camera și vă voi prezenta despre ce este vorba. Sunt niște scări care necesită multe calcule pentru că ele nu au o structură de prindere dedesubtul lor, ci pur și simplu ele sunt conectate în perete unde în prealabil s-au instalat niște plăci de metal. Cei ce sunteți mai vechi pe canal, ați urmărit 2-3 vloguri legate de aceste scări. În interiorul lemnului sau în interiorul treptei există o structură de metal. Lemnul pur și simplu se împinge pe acea structură sau mai bine zis se încastrează. Eu dacă trag acum de capătul scării, ea iese în afară, dar nu o să fac acest lucru pentru că deja am dat cu glet în jurul lor și am vopsit. După cum vedeți, aceste scări au și LED-uri care sunt pe senzori, un senzor la etaj și un senzor se află localizat aici pentru că atunci când vrei să urci scările, senzorul te vede și lumina se aprinde. Așa cum spuneam, a fost destul de multă muncă pentru realizarea acestor scări, dar la final ele vor arăta minunat. Ce vom face astăzi? Vedeți acest cablu. Din păcate, lumina se mai stinge din când în când. Trebuie să dăm niște găuri. Am făcut semnele și fiecare treaptă va fi prinsă cu două cabluri de tavan. Pe lângă prinderea care există în peretele lateral, vor mai veni și aceste cabluri. Am cumpărat un laser și cu ajutorul acestuia ne vom facilita această muncă. Facem semnele unde considerăm noi că vin date găuri, vom pune laserul și acesta va face puncte în tavan exact unde trebuie făcută prinderea cablului. Cam aceasta este operațiunea. Sper să fiți atrași de un astfel de vlog care vine din nou din domeniul construcțiilor. Prietenul meu a cumpărat un laser care ne ajută foarte mult. Acesta face punct deasupra, jos și în față. Cu ajutorul acestui laser vom însemna exact unde vine date găurile, atât în scară cât și în tavan. Avem o mică problemă, scările nu sunt aliniate. Din acest motiv trebuie cu un ciocan să le ajustez. Bineînțeles, voi pune un lemn pentru a le proteja, după care voi încerca să bat în ele, să vedem ce facem. Dacă te uiți de aici, este diferență foarte, foarte mică, dar totuși nu este bine. Trebuie să iasă perfect lucrarea.
Ok, am reușit să dăm toate găurile. Vă voi arăta cu camera mai de aproape, numai că lucrarea o vom finaliza peste două zile, deoarece eu trebuie să plec pentru a participa la un eveniment de unde veți primi un vlog în zilele următoare. Acum voi lua camera și vă voi prezenta ce am efectuat până în momentul de față. Pe ultima scară, prietenul meu a decis ca să nu pun aceste cabluri. Este normal, când cobor treptele și vrei să o iei spre dreapta, te lovești de acele cabluri, dar în rest, ele vor fi susținute și de aceste cabluri. Am instalat conexiile, cablul se introduce înăuntru și cu un imbus se strâng aceste șurubele, sunt 3 la număr. Cablul, bineînțeles, va fi conectat și în tavan, unde de asemenea am instalat niște conexii. Ok. Așa cum spuneam, lucrarea va continua peste două zile. Acesta este cablul, un fel de șufă. Cei ce ați lucrat în fabrici știți ce înseamnă șufă. Un cablu metalic împletit. Hai să facem o paranteză, vreau să vă prezint cum îți bați joc de meseria pe care o practici. Astăzi este vorba de meseria de electrician. Voi lua camera și vă voi arăta modul în care a tratat problema o altă persoană care a fost aici înaintea mea. Aceasta este o centrală care produce căldură, dar prin acest sistem de tubulatură sau dacuri, nu este tubulatură, circulă și aerul rece care provine de la un aparat ce se află la exterior. Este altă discuție, să nu mergem într-o astfel de direcție. Cert este că un nene a venit și a încercat să conecteze această centrală. Aici este întrerupătorul, când vrei să oprești, o pornești, bineînțeles, ai termostat la dispoziție. Acesta se fixează de obicei în punctul cel mai rece din casă. Ok, nenea acesta a ajuns el cu țeava pe aici, dar s-a gândit că este mult mai simplu să lase firele libere și să le conecteze acolo unde trebuie. Aceste fire atârnă. Acum eu nu spun că se putea întâmpla nu știu ce chestie gravă, dar nu poți nici să lași firele atârnând, pentru că dacă proprietarul are copii, ei vin probabil și trag de aceste fire din curiozitate, din joacă sau din mai știu eu ce motive, se pot curenta, se pot produce scurturi și uite așa apar probleme. Ok, așa îți bați joc de meseria de electrician. Eu acum, hai să mergem în partea cealaltă, pentru că îmi vine lumina în cameră. Eu trebuie să iau o țeavă, să o conectez aici, unde se termină aceasta. Cealaltă țeavă nu ne mai interesează, pentru că oricum nu era folosită. Și voi veni cu o țeavă expusă pe perete. O voi băga în această doză și voi conecta firele. Ok, cam aceasta este problema mea. Este o intervenție pe care o fac la solicitarea unei persoane, deoarece el s-a mutat de curând în această casă și a văzut cum se prezintă instalația electrică. Am făcut un vlog în care vă prezentam ce unelte se folosesc pentru a realiza instalații electrice. Aici se merge în mare parte pe țeavă. Este o țeavă de interior. Nu se poate folosi această țeavă la exterior pentru că ruginește. Și folosesc un bender, o unealtă care îndoaie țeava. Ok, numai puțin să arunc o privire. În regulă. Pentru că am deja aici ceva experiență, cam știu cam cât trebuie să îndoi țeava. Se pune jos, hai să ne dau mai în spate să vedeți. Se bagă țeava acolo și faci unghiul pe care îl vrei. În cazul de față mie trebuie unghi de 90 de grade. Dacă vrei să verifici dacă acesta este bun. Ok, perfect. Pui pe un
plus pe față dreaptă și vezi dacă îndoitura este la 90 de grade. Ok, hai să apropiem camera. Știu că stau în față și voi nu prea vedeți ce fac eu aici, dar asta este problema când nu ai pe cineva care să te filmeze și nici nu am timp la dispoziție. Nu pot să cred că am îndoit-o exact cât trebuie. Ok. Ok. Trebuie să-i fac o tăietură. De obicei folosesc o altă unealtă pentru a tăia țeava, dar acum am un sozo, cum se mai numește el, cu o lamă de metal. Ok. Trebuie să curăți capătul țevii unde ai tăiat, pentru că rămâne șpan și poate secționa firul când îl introduci la interior și se poate produce scurt. Aceasta este o piesă de legătură. Se pune în capătul țevii și se conectează cealaltă țeavă. Sunt două șuruburi care strâng țeava care intră. O parte pe care deja am introdus-o strânge acest șurub și aici se conectează altă țeavă, se strânge acest șurub și atunci ai conexie între țevi și totodată și împământare. M-am explicat într-un videoclip că împământarea se face prin țeavă, se pleacă din panou până unde trebuie să ajungi la priză și conexiile acestea trebuie strânse bine. Dacă șuruburile nu sunt strânse foarte bine, nu există împământare pentru că este țeavă de metal. Se poate face acest lucru. Este un sistem care se folosește aici în state și funcționează minunat. Ok, hai să conectăm țeava. Da, mereu găsesc aceste spații strâmte. Dar ne descurcăm. Am uitat să pun piesa. Așa e când te grăbești. Nu știu cât de interesante sunt aceste secvențe pentru doamne. Sau poate chiar și pentru persoanele de sex masculin, unii nu au treabă cu domeniul construcțiilor, da? Asta este. Ok. Perfect. Bine să cred că am tăiat exact cât trebuie. Cum s-ar spune, de data aceasta am nimerit-o pentru că nu am măsurat. Este bine să strângi cu șurubelnița, dar câteodată când te grăbești folosești și această unealtă. Oricum eu strâng și verific ulterior și cu șurubelnița. Am ajuns în apropierea țevii. Acum trebuie să merg la mașină să mai aduc o bucată de țeavă pentru a conecta
capătul acestei țevi, pe care voi nu o vedeți. Am ajuns în apropierea dozei de curent și cu o bucată de țeavă îndoită la 90 de grade ajungem în doza de metal. Hai că ne vedem într-un minut. Era o replică celebră dintr-un film cu Schwarzenegger, cred că pe la sfârșitul peliculei, și domnul despre care i-am pomenit numele sau altcineva a rostit o frază ceva de genul I'll be back. Cred că nu mi-a reușit vocea. Voiam să spun I'll be back. În fine, nu-mi iese, de aia nu m-am făcut actor. Între timp m-am întors și cum ar fi spus un român de la Chicago, I'm back already. Adică m-am întors deja. Hai să continuăm lucrarea, să îndoim din nou țeava. Ok. Îi facem o tăietură la ochi. Fără măsurătoare. Mă enervează lumina asta dacă o sting. Mă vedeți? Sunt aici. Ok. Trebuie să conectez această țeavă pentru a ajunge în doză. Hai să vedem ce am făcut. Mai trebuie să fac o tăietură. Ok. Am pus cu fundul către lumină să blochez puterea becului să ajungă în cameră. Este important să curățați țeava la capăt. Bine, există o unealtă specială care este în cutia de scule, dar acum că ne grăbim, merge și cu patentul. Îmi trebuie o altă piesă de legătură, un conector, un coupling. De fapt, trebuie două piese. A, uite-le aici. Mai punem un conector. Oh, de fapt aici vine. Ok. Această piesă se pune în capătul țevii unde se conectează țeava în doza electrică. Facem din nou aceeași operațiune. Ce-a fi să tăiem firele pentru că nu ne mai trebuie așa lungi? Okay. În general, electricianul, când are astfel de intervenții, câștigă mai mulți bani în termen scurt, pentru că orice intervenție se plătește mai bine. Și sunt mulți care profită de pe urma acestor situații, pentru că, în opinia lor, cred că proprietarul trebuie să rezolve problema și atunci îl arde la manoperă. Eu nu voi face o astfel de chestie, îi voi cere un preț normal. Dacă îmi dă $50 pentru o muncă pe care am făcut-o în 30 de minute, eu sunt mulțumit. Sunt la 5 minute de casă, nu am pierdut timp cine știe ce. Materialele au costat vreo $10, deci $40 sunt ok. Cât îmi rămân. Știu că unii mă vor înjura când aud ce preț am dat, dar asta este. Omul acesta mi-a dat mult de lucru și probabil îmi va mai da. Cum ar fi fost să-i zic să-mi dea 100-150 de dolari și după aceea să-mi închidă ușa nas, să închei relația cu el. Ok. Am conectat firele,
am astupat doza, totul este ok, acestea acum sunt prin țeavă, am probat centrala, merge, cu alte cuvinte, good job! Bună dimineața, oameni buni, nici nu știu când am început acest vlog, cert este că lucrăm în continuare la acea scară. V-am prezentat o fotografie care a fost surprinsă în urmă cu 24 de ore. Astăzi este luni, ziua muncii pe tărâm american. Nu am să vă descriu semnificația unei astfel de zile, pentru că probabil majoritatea dintre voi o cunoașteți, cel puțin cei ce sunteți mai vechi pe acest canal. Bineînțeles că eu prestez în câmpul muncii, mâine prietenul meu va pleca din nou din zonă și astăzi cred că este ultima zi în care voi presta în această locație. Și așa cum se întâmplă mereu, când sunt aceste vacanțe, mini-vacanțe, eu lucrez și după ce ele se termină, am o perioadă în care sunt liber. Miroase și a vacanță, am câteva detalii de pus la punct pentru că am schimbat locația de vreo 3 ori, mi-am luat informații, am scris zeci de pagini pentru că dacă vreau să merg să fac vlogging acolo, să fiu pregătit, nu să stau la momentul respectiv, să caut tot felul de lucruri legate de acele teritorii. Astăzi sper să finalizăm scara, mai avem de montat câteva cabluri. Această scară ne-a stors de răbdare și de nervi, pentru că a fost una dintre lucrările cele mai mingăloase pe care eu le-am realizat. Nu a fost proiectul meu, ci al prietenului meu, pentru că el a desenat această scară și a comandat-o dintr-o țară îndepărtată. Eu am ajutat la montarea ei. Cam atât pentru această parte de vlog. Voi face probabil și o mică încheiere și cam asta este. Sper să nu vă speriați de căpățâna mea. Voi merge și la frizerie, promit că mă borderez, dar până una alta vreau să vă prezint cum arată scara. A fost unul dintre cele mai migăloase geaburi pe care le-am avut în ultima perioadă. Ia uitați cum arată. Lumină în scări.